Am revenit la Observator. Concursul Magic Voice by BB a adunat la un loc unele dintre cele mai bune voci din România. De la copii de 5 ani și până la tineri, toți au urcat pe scena din Grădina Valorilor. Melodii celebre au răsunat în difuzoare. Cel mai bun dintre concurenți a plecat acasă cu marele trofeu, dar toți participanții au primit premii. Rând pe rând, peste 30 de concurenți au urcat pe scenă. De la mic la mare au vrut să facă spectacol și să demonstreze cât sunt de talentați. Am venit la concurs să dau tot din mine, să le arăt că sunt foarte talentată. Am venit aici pentru a cânta și pentru a încânta lumea. Mă ajută pentru a dobândi o mai mare încredere în mine și pentru a cânta mai bine. Am vrut să-mi încerc norocul, eu n-am practicat niciodată canto. Prietenii și părinții mi-au spus că am ceva voce și am zis să încerc. Juriul nu a avut o misiune ușoară. Pus în fața atâtor puști talentați, a fost nevoit să aleagă un singur câștigător. Ne va fi foarte greu să jurizăm, pentru că au venit voci extraordinar de bune, au venit și din alte orașe. Asta înseamnă că este un concurs cu ecou foarte mare, care s-a auzit în toată țara. La numai 12 ani, Andrei a reușit să-i cucerească pe toți membrii juriului. Mă simt bine, e foarte frumos trofeul, a fost foarte frumoasă și organizarea și locul în care s-a desfășurat evenimentul. E bine să participi în concursuri de genul pentru a-ți dezvolta propriile abilități. Concursul a fost organizat de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, cu participarea tinerei speranțe a muzicii românești Bianca Alexandru, care s-a remarcat încă de la vârsta de 6 ani. Anul trecut, Bianca a lansat piesa Ciocolata, care a avut un succes de proporții în mediul online. Peste 26 de milioane de vizualizări. Mă bucur tare mult că s-a făcut acest festival și mă bucur că fac parte din el. Mă bucur tare mult că Fundația Dan Voiculescu dă șansa unor noi talente de a se afirma, de a-și arăta ambiția și talentul pe care l-au. Mă bucur tare mult să fiu aici și e o mare onoare. Nu-mi place nimeni cum îmi place.